Secretarul de stat Cristian Dima a prezentat la Forumul Economic România-Italia politicile statului român pentru sprijinirea și atragerea investițiilor străine în economia românească. Am cunoscut deopotrivă și oameni de afaceri italieni care au fost interesați de o paletă largă de investiții pe teritoriul României, dar sigur că și foarte mulți români care derulează afaceri pe teritoriul Italiei și în zona Romei. Am făcut câteva vizite la afacerile și la activitățile pe care le desfășoară. Am fost foarte plăcut surprins de cât de frumos au penetrat piața italiană în ceea ce privește mediul antreprenorial și de afaceri. Cu această ocazie, Cristian Dima a efectuat o serie de vizite la sediile unor companii românești de succes din regiunea Lazio, unde a purtat discuții cu oamenii de afaceri români din Italia. Din delegația română au mai făcut parte ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, și Dragoș Tita, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Investitorii italieni urmează să vină într-un număr crescut, să spunem, și deși schimburile comerciale cu Italia sunt echilibrate, ceea ce ne bucură, balanța comercială este echilibrată cu Italia și noi avem o mare satisfacție în această direcție. Și reprezentantul nostru comercial de pe lângă ambasadă, doamna Norina Bodu, foarte bine interesată și pregătită de relațiile bilaterale pe care le stabilim cu mediul de afaceri din Italia. La eveniment, Unindustria Italia a prezentat propriile servicii și suportul acordat demersului de internaționalizare a know-how-ului italian, accentuând sprijinul pentru investițiile cu destinația România. Au fost prezentate proiecte în vederea identificării unor parteneriate și soluții de finanțare ale acestora.